Salut, sunt Otto și sunt foarte fericit că am dormit azi noapte. Da, sunt foarte fericit pentru că am reușit să dorm azi noapte. Am dormit 10 ore, am adormit la ora 2 noaptea și m-am trezit la ora 12 astăzi. Mă simt foarte bine, sunt foarte odihnit, nu mai mă dor nici picioarele, mi-a mai trecut febra musculară. Mă simt mult mai bine și sunt foarte entuziasmat să începem a patra zi din acest proiect de slăbit. Am terminat și ceaiul, acum am trecut la cafea și mi-am pus o linguriță de păstură pentru a o mânca. Uitați, așa arată păstura mai de aproape. Este foarte hrănitoare și bogată în proteină. Eu am nevoie de foarte multă proteină. Trebuie să reduc carbohidrații. Pe cei simpli am scos de tot din alimentația mea. Azi noapte am mâncat pe la ora 1. Am mâncat o brânză cottage, deoarece mi s-a făcut un pic foame, și o conservă de ton. În total au în jur de 300 de calorii. Nu este foarte mult. Am terminat de băut și ceaiul, am terminat de băut și cafeaua, am mâncat și păstura. Acum voi face o pulpă de mirișor cu miere și cu apă, voi face un suc pentru că încă mi-e sete. După cum vedeți, am pus aici în pahar aproximativ un deget din acest sirop și voi pune apă minerală peste. Apoi trebuie amestecat, deoarece mierea se dizolvă mai greu decât zahărul. Amestecăm foarte bine. Și este o băutură foarte, foarte gustoasă, ne dă și energie înainte de sală. Pentru că am foarte mare energie astăzi, m-am odihnit foarte bine, am băut cafea, am băut acel suc de merișor cu miere și apoi am mâncat niște păstură. Mă voi tunde pentru că nu am ce să fac până încep sala și simt că nu mai am stare în casă. Gata, m-am și tuns și pentru că m-am plictisit foarte tare în casă și nu mai am stare, mă voi duce să spăl mașina, apoi vom merge la sală, după aia la cumpărături și înapoi acasă. Mai avem foarte puțin până termină mașina, deja face interiorul, după care vom merge la sală, abia aștept. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. So put your hand in mine. Follow me.
against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. So put your hand in mine. Follow me.
Pentru că am dormit azi noapte, am terminat sala mult mai devreme. Am fost la ora 3 și 10, acum este ora 5 și 10. Fiecare exercițiu din antrenament am făcut câte 3 serii, ca să știți. Nu am filmat absolut toate seriile. După aia am fost la cumpărături, să vă arăt ce am luat. Muș file pentru dimineață, să ne facem cu ou. Și aici încă un mușchi crud uscat, foarte bun și acesta, și foarte bun la calorii, uitați, are 129 de calorii pe 100 de grame, și toată asta are 100 de grame, și asta, să vedem, 113 calorii, are un pic mai puțin, tot pe acolo, tot 100 de grame are și asta, și condimente, mi-am luat foarte multe condimente, că am rămas fără și mai am piept de pui în frigider. Avem rozmarin, usturoi granulat, busuioc și boia de ardei iute. Am mai luat niște ton pentru că mi-a plăcut foarte, foarte mult. Sunt bucăți mai mari și este foarte bun în suc propriu, bineînțeles. Nu este ca acela foarte mărunțit și plin de oase și de mizerii. Este un ton foarte curat, foarte bun, bucăți mari. Da, nu am făcut foarte multe cumpărături pentru că mai am mâncare în frigider din primele zile. Le puteți vedea ce am cumpărat în primele vloguri, dacă vă interesează. Mai am piept de pui, mai am porumb dulce, mai am câteva de brânză din aceea cottage. Deci este ok, avem ce mânca și de aceea am luat foarte puține pentru că nu are sens să-mi cumpăr multe. Cu cât am mai puține lucruri în frigider și mai sănătoase, cu atât mănânc mai puțin, nu sunt tentat de absolut nimic. E foarte important când te apuci de o cură de slăbire să nu-ți mai ții absolut nimic în casă. Să nu-ți mai ții, nu știu, să nu-ți mai cumperi suc, să nu-ți mai cumperi pâine, să nu-ți mai cumperi dulciuri, în primul rând. Pentru că seara sau când ai pofte, te bagi în ele, nu te poți abține. Așa, neavându-le în casă, nu ai cum să mănânci. Este ora 5 și un sfert, este foarte, foarte bine. Sunt foarte fericit că am putut să dorm azi noapte și acum îl voi aștepta pe instalator și apoi vom mânca.
Nu cred că vă voi mai arăta ce mănânc, pentru că știți deja, ori mănânc niște ton cu niște brânză cottage, ori îmi fac pieptul acela de pui la tigaie fără ulei, fără absolut nimic, cu condimente așa cum am făcut în al doilea vlog. O să menținem mesele foarte, foarte simple, cât mai puțină mâncare. Deocamdată corpul nu cere să mănânc mult și chestia asta e foarte bine, mă bucură foarte mult. Așa că până data viitoare, nu uitați, lăsați-mi un comentariu, dați un like, dați o distribuire, un share pe Facebook. Vă salut, numai bine! Ciao!